viață din viața lui, iubită biserică în Domnul. Tu stai în picioare cu viața ta și când va veni valurile și probleme vor lovi în viața ta. Și logic că vei fi la pământ. Dar ascultați taină. Când iei din cina Domnului, iei din viața lui surplus peste viața ta. Și când vin problemele, de fapt lovește în viața în care tu ai luat-o. Lăudați să fie Domnul. Cine îl poate dărâma pe el? Pentru că spune într-o parte a Scripturii că funia împletită în două se poate rupe, dar funia împletită în trei nu poate rupe nimeni. E adevărat, acolo se referă la familie. Tu și ea, dar împreună cu voi, Domnul Iisus Hristos. Nu mai poate rupe nimeni în familia aceasta. Orice armată și orice plan demonic va veni. El nu are acces. Pentru că de nas nas cu Domnul Iisus, care l-a biruit în Golgota. Aș vrea să începem să cerem lucruri cu credință. Aș vrea să fim oameni dedicați Domnului, nu formali și nu oameni care să iubim lumea. Haideți să-L iubim pe Domnul Dumnezeul care ne-a vindecat copiii. Care ne-a ridicat pe noi, de acolo de unde știm fiecare. Care ne-a spus, mergi înainte că sunt alături de tine. Cere și îți voi da cu credință tot ce vei cere. Nu cere, te rog, avioane și elicoptere, că nu ți le va da Domnul. Dar cere așa, Doamne, vreau să mă pocăiesc în țar și în cenușă. Doamne, vreau ca copiii mei să fie și să aibă parte de mântuire. Doamne, vreau ca biserica de unde fac parte să fiu un om în care să fiu benefic, Doamne. Dacă spăl un vas sau dau cu o mătură, Doamne, știu că am făcut o slujbă pentru tine. Tot ce faceți pe pământul acesta, să faceți ca pentru? Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Încă o dată îmi cer iertare. Am vrut să spun lucrurile directe. Nu să oprim pe cineva de la cină, să nu fim condamnați și să nu se împroaște cu noroi. Nici numele Betel, nici numele acestui staff, dar nici numele lui Dumnezeu. Toată lumea știe, n-ar trebui cineva să vină de aici, din față. Oamenilor, nu puteți să vă apropiați de cina Domnului, făcând astfel de lucruri. Haideți să fim realiști și conștienți, maturi de data aceasta, da? N-ar trebui să vină Paul sau nu știu care să spună astfel de lucruri. Pentru că ne simțim datori să apărăm lucrarea lui Dumnezeu, o facem public. Nu tragem pe nimeni deoparte, nu certăm pe nimeni, nu obligăm pe nimeni să nu stea la masă, nu impunem nimănui să nu stea la masă, dar ascultați-mă, este o responsabilitate personală a dumneavoastră. Dacă știm că sunt lucruri grave și nu vreau să le enumăr, atunci vom lua atitudine și vom sta de vorbă personal. Amin? Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mulțumesc pentru îngăduința care ați avut-o. Mulțumesc Domnului că ce-am putut. Vă mărturisesc că de 10 luni, de 9 luni mă apăsau lucrurile acestea. Am avut oportunitatea în 15 minute, 17 minute să-mi descarc sufletul înaintea dumneavoastră.